De 10 ori România, pe frecvențele regionale Radio România, în această zi de 18 noiembrie. Spunea și Diana un pic mai devreme că i-a început să asculte colinde și piese de sărbători. Hai să spunem piese de sărbătoare încă de la începutul lunii noiembrie, deși sărbătorile de iarnă încep la sfârșitul acestei luni, odată cu Sfântul Andrei, dacă nu mă înșel. Gata, putem spune că încep sărbătorile de iarnă, urmează Sfântul Nicolae, urmează Crăciunul, Revelionul, Sfântul Vasile, Sfântul Ion, toți sfinții de iarnă și aia de primăvară o ținem într-o sărbătoare până după Paște. Deci avem ocazii nesfârșite să ascultăm muzică bună și de ce nu să ne relaxăm. Un motiv în plus ca în această dimineață aici în De 10 ori România să-l invit după ceva vreme din nou să ne revedem față în față, că noi am mai vorbit online în această emisiune De 10 ori România, dar acum avem ocazia să ne revedem față în față. Paul Surugiu, Fuego, bună dimineața, bine ai revenit la noi la radio. Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, am venit cu mare bucurie. Deși un pic mai greu cu trezitul la mine, că mă trezesc după ora 11, dar ne cunoaștem de niște zeci de ani și de fiecare dată am răspuns prezent invitației tale, pentru că au mai rămas așa câțiva oameni de radio care știu să aprecieze muzica românească și care difuzează muzica românească, da, așa consecutiv, știi? Cei care mi-au urmărit așa un pic, hai să-i spunem cariera până la urmă, la radio, de la Radio Vacanța, Radio Constanța, până la București FM și acum în rețeaua Radio România Regional, știu că mai tot timpul am avut cel puțin o emisiune de muzică românească în programele pe care le realizez, pe lângă programele de linie, așa cum se numesc cele făcute în fiecare zi la aceeași oră, măcar o dată pe săptămână, dacă nu mai multe, de mai multe ori pe săptămâna, câte emisiuni de muzică românească, uite, la București FM, există o emisiune de genul ăsta, duminică seara de la 19 la 20, în care și tu ești binevenit. Da, și nu ai făcut artiști niciodată, cum să spun eu, partipriuri pentru cineva anume. Tu ai difuzat muzică românească și așa ar trebui să facă fiecare realizator de radio. Situația în care, dă-ți seama, numai dacă stăm să ne uităm la frații noștri, basarabeni, care au vreo 7 posturi de radio private, particulare, și postul național care se cheamă Moldova 1, Radio Moldova. Ei își difuzează doar muzica lor, muzica românească. Crezi că aia este cheia succesului lor chiar și la noi în țară? Pentru că observăm că foarte mulți artiști din Republica Moldova vin aici în România să performeze. Și chiar au făcut carieră. Da. Și nu e o chestiune recentă ce se întâmplă acum cu Nicoleta Nucă, Motans, Carlos Dreams. Chestiunea asta există de foarte mult timp, de pe la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80. Ei, nu uita că Anastasia Lazariu, exact, care era mare vedetă în Republică, a făcut carieră aici și ce carieră. Și pe de altă parte, multe cântece de acolo au fost împrumutate și de artiștii așa noștri. Așa este și au fost reorchestrate. Inclusiv și de tine. Da, sigur, e vorba de primul meu album, Clar de Lună, realizat în colaborare cu autorul, cu compozitorul, cu Ian Raibur, și care s-a bucurat de mare succes. Acum trebuie să-ți recunosc că mare parte, 99% din producția mea muzicală se face doar la Chișinău. Asta pentru că am întâlnit niște oameni foarte corecți, profesioniști, și am întâlnit ceva pe care în România întâlnesc mai rar. Implicarea, dăruirea pentru ceva anume, în orice domeniu ai lucra. E acolo, oamenii se dăruiesc atunci când fac muzică. Și probabil de aceea acolo sunt cele mai bune formații. Okay. Acolo, dacă te duci la un eveniment privat și sunt 5 oameni care cântă în localul respectiv, cântă cu mine direct, fără nicio repetiție, și sunt moldovenii noștri, știi? Sunt extrem de muzicali, au o ureche extraordinară, pentru că în muzică nu trebuie să fii doar un bun notist și să citești o partitură corect și foarte bine. Trebuie să ai și un pic de ureche, să ai și inițiativă, și dăruire, și un pic de har pentru chestia asta. Toate astea se numesc spontaneitate, spontaneitate, nu? Muzicală. Nu, în artă, dacă nu ai spontaneitate, da, dacă nu ești inventiv, dacă nu te reinventezi cu fiecare apariție a ta, degeaba faci profesia aceasta. De luăm pe rând, o nouă carte lansată, și nu e doar o carte, pentru că am răsfăit-o un pic mai devreme, da, înainte să intrăm noi în direct, nu e o simplă carte de memorii, așa cum orice artist care se respectă ar trebui să aibă măcar o dată în viață, dacă nu și o ediție, 2, 3, 4, 5 revizuite și adăugite, se numește Confesiuni, și nu e doar o carte, pentru că are și un compact disc. Are un compact disc cu 13-14 cântece pe care le-am orchestrat și le-am editat în plină pandemie, când stăteam cu toți în casă. Cartea Confesiuni cu sufletul pe scena vieții este, dacă vrei, o autobiografie a gândurilor mele.
nu a vieții mele. Pentru mm-hmm. că, deși vorbesc despre mine în perioada copilăriei și debutului, vorbesc cel mai mult despre oameni la brațul cărora eu am stat. Și sunt foarte mulți. Ar trebui să citească cei care încă nu au cartea. Cartea se găsește în toate librăriile mari din țară și pe bookzone.ro, pentru că ei sunt cei care au editat. Mai e valabilă oferta aia de Black Friday care nu, a fost reclamă, doar nu? Două zile. Două zile, sâmbătă și duminică. Dar să știi că s-a vândut foarte bine. Mă bucur! Eu sunt foarte fericit pentru realizarea acestei cărți, pentru că citind cartea Confesiuni cu sufletul pe scena vieții, ascultătorul are posibilitatea să mă cunoască mai bine. Nu putem cunoaște un om doar după apariția lui pe scenă. Mai ales în perioada asta în care cu toții aruncăm cu arma cuvântului fără să gândim sau fără să analizăm ceva. Și atunci noi fiind persoane publice și ne-am asumat lucrul acesta, cel puțin eu de la debut, am datoria morală față de publicul meu să spun niște lucruri pe care le simt. Lucruri pe care le-am făcut în această carte. E o carte destul de ușor de citit, e o carte, nu neapărat o carte de weekend, dar e o carte de relaxare pentru momentele în care oamenii mai au și timp pentru asta, mai ales că vine luna decembrie. Așa și este. Momentele astea sunt ceva mai dese. Vine luna decembrie și Fuego împodobește din nou toți brazii din România. Asta este una dintre cele mai, hai să mă gândesc așa, lungi glume în timp pe care le-am auzit eu. De vreo 25 de ani mă tot aud gândesc, gluma asta. Mă tot gândesc, nu s-au plictisit? Că există totuși o limită în toate. Pare vreau că tu te-ai plictisit, că la început părea că îți place gluma. Nu, mie, eu nu m-am plictisit, din contră, eu trebuie să mulțumesc acestor, hai să le spunem, hater, nu? Pentru că ei m-au adus în fața publicului. Așa, cu glumilțele astea au intrat foarte mulți tineri în sala de spectacol și atenție, lași 100 de canale de televiziune acasă și ieși în oraș să cumperi bilet să-l vezi pe Fuego, pentru că eu joc cu sălile arhipline. Uh-huh. Și nu am parteneri și sponsori și oameni care să mă susțin în domeniul acesta. Noi plătim absolut totul din vânzarea biletelor și gândește-te că este un, cum să spun eu, un bagaj întreg de plată atunci când vorbim despre un turneu național. Ești ceea ce se numește un artist independent? Totdeauna am fost un artist independent. Vreau să-i fac foarte atenți pe cei care urmăresc de regulă emisiunile Radio România Regional și care sunt artiști, indiferent că sunt muzicieni, indiferent că sunt pictori sau actori, așa cum ai fost la început, pentru că ești absolvent de actorie. Crezi în povestea asta a artistului independent? Știu că e greu, dar e imposibil, pentru că artiștii din generația nouă sunt foarte reținuți atunci când vorbesc despre a fi independenți în muzică, spre exemplu. Probabil au niște contracte cu niște case de producții. Încă nu le au, dar sunt pe cale să le facă. Tocmai, am avut niște ani la debut, niște contracte și mi-am dat seama că în final trebuie să fiu eu pe picioarele mele și tot ceea ce fac să poarte ștampila și semnătura mea. De aceea, în ultimii ani, am încercat să-mi realizez singur proiectele cu societățile mele, care au toată capacitatea de a face un proiect. Dovadă că un turneu care nu este ușor se pregătește înainte cu două luni și uite că de pe data de 1 decembrie, vorbim și despre asta, da. Voi porni la drum, i-aș ruga pe ascultători să-și ia... Nu cu un concert, cu două. Da, să-și ia foaie și pix ca să vă notați data în orașul în care vin, pentru că toată luna decembrie e plină, în fiecare zi este minim un concert. Voi fi alături de bandul meu, în timp mi-am investit banii să am și un sunet bun, să am și un pic de lumină bună, să am eu tot ceea ce îmi trebuie mie ca să pot să susțin un spectacol fără să am nevoie de altcineva. Ce îi sfătuiești pe tinerii care sunt la început de drum? Să rămână independent sau să se asocieze cu cineva până devin mari, după care să își fabrice numele sau, mă rog, să-și considere numele și să se comporte ca atare un brand? Ca să faci muzică îți trebuie bani, Răzvan. Dacă ești la debut, nu ai cum să faci asta singur, așa cum nici eu n-am putut să fac asta singur. Îți trebuie să ai în spate pe cineva, în speță o casă de producție și să-și, măcar să scoți niște piese care să devină cunoscute în niște ani, așa să zic. Uh-huh. În momentul în care ești pe picioarele tale, să-ți permiți să faci singur tot ceea ce faci, să te dăruiești publicului tău, așa cum fac de aproape 15 ani, cu două turnee naționale pe an și primăvara și iarna, cu o emisiune de televiziune care se bucură de mare audiență și spun asta cu inima deschisă, că n-am crezut
că o să ajungem ca oamenii să schimbe canalul și din alte locuri și să vină pe emisiunea la TVR2. Adică, da. Părerea mea este că am una dintre cele mai bune emisiuni de divertisment de calitate din România și fără modestie spun lucrul acesta. Mă laud cu asta pentru că în spate este televiziunea publică, partener Radio România, și sunt fericit pentru că facem lucruri frumoase și în studioul 3 al televiziunii române aducem doar valorile României și oameni pe care telespectatorii și-ar dori să-i vadă mai des, dar din păcate unii dintre ei nu se mai regăsesc în peisajul mediatic de azi. Până să vorbim despre ce se întâmplă în emisiune de sărbători, da, că da, înțeleg că deja ai pregătit sărbătorile, Revelionul ăsta tot la TV îl faci, apropo. De Revelion vom avea o ediție cu totul și cu totul specială. Tot pe 2? Însemnând că pe 2 decembrie acum, unde v-aștept la Sala Palatului în București. Despre asta urma să vorbim, dar putem să vorbim are de 3 ori. Are legătură cu Revelion. Da, te rog. 2 decembrie la ora 19, Sala Palatului București. Mai sunt câteva locuri, așa că puteți să le rezervați pe ticketstore.ro sau salapalatului.ro sau caseria Sălii Palatului. Voi fi alături de Marea Orchestra Fraților Vasile și Vitalie Advahov. Spectacolul se cheamă Drag de România Noastră, după numele emisiunii, dacă vrei. M-am gândit să mai arăt încă o dată faptul că eu pot să cânt mai multe genuri muzicale și atunci voi fi și voi reprezenta toate zonele mari ale României folclorice și voi cânta în duet cu mari nume ale cântecului popular, de la doamna Irina Login, la doamna Angela Buciu, de la doamna Floarea Calotă, la Angelica Soican, de la Constantin Enceanu până la Maria Iliuț, care va reprezenta în spectacolul meu Bucovina de Nord. Am și câțiva tineri în cadrul spectacolului, ansamblul Crenguță de Iederă, starul Gabriel Nebunu, care e foarte cunoscut în toată Republica Moldova și face succes cu muzica lui populară. Așa. Iar ca scenografie avem ansamblul Baladele Deltei din Dobrogea, în maestria conducere a domnului Coman, și de-abia aștept să urc pe scenă pentru că avem un spectacol de 3 ore. Un spectacol care se... De 3 ore? Da, se înregistrează și practic acesta va fi Revelionul de la TVR2. Noi ne vom comporta, să zic așa, ca și cum am fi în noaptea dintre ani. Va fi un Revelion împreună la sală, adică... Împreună la sală, pentru că publicul meu înțelege toate lucrurile astea, mă cunoaște foarte bine. Păi am stat destul separați unii de ceilalți, măcar acum să fim înghesuiți de Revelion. Răzan, va fi un concert Revelion, o întreagă sărbătoare care va fi difuzată, cred că începând cu ora 9 pe TVR2, până târziu noapte după anul nou, va fi un spectacol de televiziune, dacă vrei, cu muzică de petrecere, cu muzică populară, cu omagii aduse marilor artiști, Gică Petrescu, Maria Tănase, Benone Sinulescu, Dumnezeu să-l odihnească. De-abia aștept să urc pe scena Sălii Palatului, așa vă aștept, dar nu știu unde să mă uit, unde mă vedeți acum în direct. Mai respiră. Da. Aștept să mă, să mă respiră, vedeți că am întrebare pentru tine. Da, da. Apropo, dacă au și prietenii noștri întrebări, aștept cu mesaje pe WhatsApp din toată țara, 0741-222202, știți voi, WhatsApp-ul de 10 ori România. Am văzut aici că ai vorbit în cartea ta, Confesiuni, despre oameni dragi ție, care ți-au fost alături de la începutul carierei și enumăr așa câteva nume: Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Mirabela Dauer, Eugen Doga, Tamara Buciuceanu, Draga Olteanu Matei, doamna Stella Popescu, Sofia Vicoveanca, Irina Login, Ion Dichiseanu, Adrian Artene, Elena Moșuc, Paula Seling, Angela Similea și mulți alții. Da, da, din toată înșiruirea asta de nume grele, pot să zic, eu nu știu cum am ținut pagina asta cu aceste nume în mână, din aceste nume grele, de care ți-e ție cel mai dor în momentul ăsta? Da, iubesc pe toți, pentru că toți înseamnă ceva pentru Dar mine. Trebuie să-ți fie dor de cineva anume. Deci oameni cu care, să zic că stau mai des, mă întâlnesc foarte des, oameni sau care îmi sunt care mai aproape, care îmi sunt deja prieteni, să zic așa. Mi-e dor de Nicolae. Mi-e dor de Nicolae, care ne-a părăsit chiar în plină pandemie. Mai putea să scrie, mai putea să facă lucruri frumoase. Era unul dintre puținii stâlpi ai Basarabiei în momentul acesta. Pandemia, de altfel, te-a despărțit de foarte mulți prieteni. Da, da. A plecat și Doina Păuleanu, pe care o cunoști. Când pleacă niște capete în cultură, atunci n-ai cum să nu te enervezi, mă.
niște oameni care nu erau foarte în vârstă, care mai puteau să facă ceva pentru România asta. Situația în care promovăm atât de mult mediocritate, subcultură, non-valori, toate s-au inversat în România asta. De ce crezi că se întâmplă lucrurile astea? Au fost foarte puțini cei care au mai ținut steagul ridicat, știi? Se întâmplă pentru că am vrut libertate, dragul meu, și am vrut democrație. Libertatea ar trebui să existe, pentru asta milităm până la urmă, pentru pace și pentru libertate, indiferent dacă sună sau nu perimat cuvântul pace în momentul ăsta, că ne dorim. Această libertate întâi trebuie înțeleasă, după care trebuie aplicată. Sigur, un pic s-a degradat. Nu mai există respect față de omul, de persoana de lângă tine. Nu mai există respect, nu mai există generozitatea care era odată și nu mai există cuvânt, dragul meu. Dacă la unii este 10 și un sfert și nu e 10, la mine e 10. Adică e foarte important când faci o profesie, în speță această profesie, care se face cu mare simț de răspundere, să fii un om corect. Ascultam un podcast la care a fost invitat un alt mare artist din România, de Mirabela Dauer, vorbesc. Da. Ascultam un podcast zilele trecute, iar Mirabela Dauer destăinuia pentru a nu știu câta oară că cel mai frumos lucru pe care l-a învățat de la regele aplauzelor, Dan Spătaru, cel mai important lucru a fost acela de a se prezenta impecabil, nu numai pe scenă, ci și în afara scenei, la radio, la televiziune, în mijlocul prietenilor. Care a fost adevărata lecție de viață din lumea artistică pe care tu ți-ai însușit-o? Trebuie să-i dau dreptate Mirabelei, pentru că dacă analizăm istoria muzicii noastre românești, cred că cel mai iubit artist al tuturor timpurilor, fără niciun fel de regret, este Dan Spătaru și Gică Petrescu, pentru muzica de petrecere. Acești doi artiști, pe lângă faptul că erau foarte modești, știau să apară în fața publicului lor. Fiecare apariție contează, dar nu aș putea vreodată în viața mea să apar pe scenă decât îmbrăcat, elegant, frumos, pentru public care se, cum se spun, așteaptă de zile întregi să vină să mă vadă la sala de spectacol. Sunt oameni care fac sacrificii pentru asta. Corect. Ori își cheltuiesc ultimii bani pe un bilet la spectacol, ori vin de la cine știe ce distanță și noptează prin Gara de Nord numai pentru a vedea un spectacol la sala Palatului. Ai dreptate și atunci fac tot efortul ca acel spectacol să fie de clasă, să fie o zi pe care ei să nu uite niciodată, pentru că au plătit niște bani. Niște bani pe care îi adună cu greu în zilele pe care le trăim și eu știu că totul merge așa cum merge în România, dar ce difuzezi acum? Vreau să introduc un pic momentul următor, vreau să vorbim despre spectacolele tale, lumea abia te așteaptă, uite, aici la Iași ești invitat în perioada următoare și vreau să vorbim despre spectacolele tale. Vreau să-i salut pe toți cei din regionale și pe ai mei de acasă de la Cluj, Timișoara! Timișoara, nu ajung la Timișoara anul ăsta! Ajung la Iași, ajung în Moldova noastră istorică, ajung în Dobrogea, dar vă voi spune toate orașele imediat, așa că stați alături de noi. Paul Surugiu Fuego în studioul de 10 ori România. Îmi promiți că piesa asta o să fie și în programul de Rebelion, adică în spectacolul de la Sala Palatului de pe 2 decembrie. Nu o să fie. Să știi că e piesa mea preferată din repertoriul tău de folclor. Vreau să spun că nu eu am lansat această piesă. Am cântat-o după niște Există ani. Foarte multe variante, și înainte și după așa tine. Dar așa varianta ta e varianta mea preferată. Dacă îmi permiți, asta este. Da. Mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Voi cânta mai mult muzică autentică pe 2 decembrie la Sala Palatului și mai mult folclor din zonele de țară diferite. Vom face și niște omagii, ți-am spus, sunt foarte fericit pentru acest proiect de la Sala Palatului de pe 2 decembrie și vă aștept ca să vedeți cât de bine îmi stă în costumele populare. Și pe această cale trebuie să mulțumesc cu Iva Mălaș. Te rog. Vreau să mulțumesc Virginiei Linul. Este o super fată, e la Năsăud. Este creatoare de costume populare. Dacă e super fată, mai zi de ea. Este formidabil. Serios? M-am întâlnit ieri cu ea. A venit special pentru mine la București și am avut așa o probă spectaculoasă cu costume tradiționale și am reușit deja 4 zone să adun cu ea, să fiu îmbrăcat autentic. Pentru că asta vreau de la spectacolul acesta. Autenticitate și România adevărată atunci când vorbim de folclorul nostru autentic. Și îi mulțumesc Virginiei Linul pentru că
ia una, două, a spus, viu, Paul, și îți aduc din muzeul meu de acasă, pentru care are o colecție impresionantă, din muzeu îți aduc ce cred eu de cuvință. Deci în Ardeal mă voi îmbrăca cu pana de păun, cu costumul de bistrița. Deja mă deci văd în toate zonele țării. Deja mă văd îmbrăcat în Alexandru Pugna. Voi fi spectaculos, pentru frumos. Că atunci când vine vorba de Transilvania, de Ardeal, da, voi interpreta un omagiu Maria Butaciu. Și tu fiind ardelean. Și voi cânta în duet cu Sava Negrean Brodașcu, care vine de la Cluj, și pe lângă duetul acesta, că e zona ei, știi, voi, ea va avea un moment spectaculos patriotic, pentru că suntem totuși pe 2 decembrie, o zi după Ziua Națională a României. Este, știi, un spectacol care se organizează doar în București. Se organizează doar în București și de pe 3 decembrie pornim la drum în turneul național de colinde. Mm-hmm. Dar nu cânti și piese de astea, 2-3 pe lângă colindele alea, măcar tradiție. N-are nicio treabă, oamenii mi-așteaptă. Fără orchestră n-are sens. Da. Oamenii așteaptă concertul meu de colinde în țară. Concertul se cheamă Stai cu mine de Crăciun. Cum altcumva? Da. E un spectacol de 2 ore și debutăm pe 4 decembrie la Cluj, la Cinema Florin Piersic. De la ora 20, așa că vă aștept, mă refer la e-mail de acasă. Deci ajungi acasă. E greu să-i scoți pe e-mail din casă. Da. Vai, e foarte greu. Și fac și mult timp pe drum. Și fac mult timp pe drum. Deci așa că Clujul și Turda. Așa? 4 decembrie, ora 20, Cinema Florin Piersic. Pe 5 decembrie voi fi la Brașov, la Teatrul Sica Alexandrescu, la ora 20. 6 decembrie, Satu Mare, Casa de Cultura Sindicatelor, ora 20. Deci notați-vă, da? 7 decembrie, Oradea, Casa de Cultura Sindicatelor, ora 20. 8 decembrie, Sebeș, Casa de Cultură Lucian Blaga, ora 19. 9 decembrie, Deva, Centrul Cultural Drăgan Munteanu, adică Casa de Cultură Drăgan Munteanu. 9 decembrie, Deva, ora 19. 10 decembrie, Sinaia, voi cânta în cazinoul din Sinaia, în sala mare a teatrului, care e spectaculoasă și are o acustică extraordinară. La ora 19 va fi spectacolul de la Sinaia. 11 decembrie, Pitești, Casa de Cultura Sindicatelor, ora 19. 12 decembrie voi fi la Buzău, Teatrul George Ciprian, ora 19. 13 decembrie voi fi la Galați, Teatrul Muzical Nae Leonard, ora 20. 14 decembrie voi cânta în Panciu, 15 decembrie Gura Humorului de la ora 20 la Casa de Cultură, pe data de 19 decembrie voi fi la Iași, atenție moldoveni, 19 decembrie Iași, Casa de Cultură a Studenților, ora 20, 20 decembrie la Adjud, la Casa de Cultură Tudor Vornic, începând cu ora 20, 21 decembrie voi fi la Focșani, la Teatrul Municipal Gheorghe Pastia, de la ora 20. 22 decembrie la Bacău, Teatrul de Vară Radu Beligan, ora 17. 22 decembrie, am spus, Teatrul de Vară Radu Beligan din Bacău. 24 decembrie voi fi la Călăraș, la Târgul de Crăciun. 25 decembrie la Ploiești, la Casa de Cultura Sindicatelor, ora 19. 27 decembrie Constanța, Casa de Cultura Sindicatelor, ora 19, și vom încheia turneul pe 28 decembrie la Râmnicu Vâlcea, unde nu am fost niciodată. 28 decembrie, Râmnicu Vâlcea, Casa de Cultura Sindicatelor, ora 19. Cu Râmnicu Vâlcea e o poveste foarte interesantă. Nu știu de ce drumurile mele nu au... N-au dus acolo până acum. Nu, am fost într-un singur spectacol testament dedicat lui Grigore Vieru, dar acum niște ani. Dar niciodată n-am avut un concert de colinde în Râmnicu Vâlcea, așa că de-abia aștept să ajung pe 28 decembrie. Ce se întâmplă cu spectacolele care sunt sold out, ca să spun așa? Pentru că, uite, îmi zice cineva de la Iași, Dorina Bodoga, de acolo din Iași, că abia așteaptă prezența ta în capitala Moldovei, oricum nu mai sunt bilete. Și dacă oamenii vor să vadă și al doilea spectacol? Adică dacă mai sunt oameni care vor să vadă acest spectacol. Da, eu lucrez cu mai multe agenții. Da. Și fiecare ia hotărârea. Da, de exemplu, la Focșani știu că va fi al doilea spectacol de la ora 15, la Gura Humorului. Va fi al doilea spectacol de la ora 17. Nu știu dacă vom face și al doilea spectacol la Iași, dar mă bucur să aud că lumea își dorește. Mă uitam prin, răsfoiam prin cartea ta de confesiuni și am văzut fotografii și gânduri frumoase despre
adevăratele vedete ale României, doamna Stella Popescu, aici în fotografii, pe care am visat-o de curând. Draga Olteanu Matei, multă lume aleasă în această carte, dar uite și oameni alături de care tu ai cântat și mă uit la cei doi Alesis, mă uit la Stella Enache, la Marina Florea, Marina Voica, cu doamna Miora Velicu, tocmai ce am văzut o chestiune foarte frumoasă la televiziune. Deci ai colaborat cu mai toți artiștii de valoare din România. Acum, Mirabella Dauer. Acum, mai sunt artiști cu care ți-ai dorit să faci măcar o melodie și nu s-a întâmplat încă? Fără modestie spun, sunt singurul artist din România cu atâtea duete. Cred că aș putea intra într-o carte a recordurilor în România. Dar să știi că asta mi-am dorit de la debut. Să fac cât mai multe duete cu mari artiști. Și uite că am făcut aproape cu toți. Aproape? Aproape. Cine ți-a scăpat? Nu mai știu că sunt dintre cei care mai sunt cu noi. Acum e adevărat că și tema emisiunii Drag de România mea de la TVR2, duminica. Duminica aceasta am o gală specială. Să vă uitați duminica la ora 15. Cine, pentru cine că, e invitatul tău? Am invitați remarcabil duminica aceasta. Oameni pe care eu iubesc foarte mult și care, să zic, înseamnă ceva pentru mine. Duminica aceasta l-am pe Horia Brenciu. Să vă uitați, vă rog, duminică la emisiune la ora 15, că a făcut în toate felurile posibile în platou. Serios? N-am avut ce să tăiem, că emisiunea asta se montează și nu știam cum să tăiem, pentru că la un moment dat aveam cu vreo 15 minute în plus filmate, știi? Și vrei să lași tot, dacă ai o limită de program, asta e situația. Horea este foarte spontan, este formidabil. El va fi în emisiune și înainte de Horia Brenciu am invitat-o pe doamna Virginia Rogin, actrița, care e spectaculoasă și care va povesti despre amintirile ei în platoul studioului 3 al televiziunii române. Asta vreau să spun, dar am început să spun ceva. Tema emisiunii noastre este în felul acesta, la face duet cu personalitatea pe care o ai invitată. De asta probabil în 4 ani s-au adunat ceva invitați. S-au adunat niște invitați. Și totuși, întrebarea mea era: cu cine ți-ai dorit și ți-a scăpat până acum? Noi, doamne. Asta pentru că tot spuneai mai devreme că e greu cu mine la emisiune. Poftim. Să vorbim despre formații. Formații mai greu am făcut. Exemplu, mi-aș dori să am un duet cu Hologram. Mi-aș dori să am un duet cu Bere Gratis. Frumos! Mi-aș dori să am un duet cu Direcția 5, pentru că ei cântă muzica aceasta romantică, genul meu, cu versuri frumoase, șanson frumos. Deci, sunt niște formații cu care mi-aș dori să am duet. Paul, ce muzică asculți atunci când nu asculți muzică românească? Când nu ascult muzică românească, de obicei ascult muzica clasică, dar mai spus lucrul acesta, iar de când l-am cunoscut personal pe maestrul Eugen Doga, nu că nu l-aș fi ascultat până atunci, îl ascult tot timpul în mașină, pentru că e foarte liniștitor. El a fost descoperit un pic mai târziu la noi în România, din păcate prea târziu, pentru că după ce toată lumea l-a aplaudat pentru valț și valțul a intrat în patrimoniul mondial UNESCO. Așa este și este printre primele 5 capodopere ale lumii. Apropo, pe 21, luni, da, sunt în recital alături de maestru Eugen Doga la Focșani, la Teatru Gheorghe Pastia. E un recital sub bagheta maestrului Ștefan Doniga, pianistul Ștefan Doniga. Îl sărbătorim pentru cei 85 de ani pe maestru Eugen Doga la Focșani. Din păcate, dai seama că sunt prea puține locuri. Teatru Maior Gheorghe Pastia e mic, are în general teatrele de provincie sunt din păcate mai mici. Dar este o bijuterie și o bucurie să cânți acolo, pentru că e acustică foarte bună. Și mă bucur că mă reîntâlnesc după câteva săptămâni cu maestru Eugen Doga. Am fost în juriu cu dânsul la Crizantema de Aur anul acesta și am fost și la gala profesorilor, ziua profesorului la Chișinău în sala Palatului. Deci m-am întâlnit anul acesta de 6-7 ori cu maestru pe scenă. Bineînțeles, prin muzica dumnealui, cu orchestre mari. Sunt fericit de fiecare dată când vorbesc despre el, pentru că el este atât de, cum să spun eu, în fiecare zi
lucrează, e spontan, el vrea să meargă de acasă, să fie pe drumuri, să arate oamenilor că încă este în forță și compune. De-abia aștept să mă întâlnesc luni cu maestru pe scenă. Revenind la ce muzică asculti, în afară de muzica clasică și de muzica românească. Muzica clasică, câteva nume să știi că-mi place, din muzica internațională, spre exemplu. Din muzica internațională, păi săptămâna trecută am fost la Sala Palatului, la Albano. Albano și, da? Domnule, nu, e ceva ce nu... Nu cred că am cuvinte să povestesc despre asta. Da, a fost destul de emoționantă seara. Da, nu cred. Domnule, nu cred că există un artist la 80 de ani care să cânte 78, n-are încă 80 de ani. 79 jumate. Da, așa. În mai. Da, și Romina 71, da. Da, nu vorbim despre Romina. Vorbim despre Albano. Da. Dragul meu, la 80 de ani să cânți și să ai un diapazon în felul acela și să ridici vocea în felul acela, eu n-am văzut un alt artist, credeți-mă. La un moment dat, la jumătatea spectacolului, a spus, acum nu cântăm repertoriul meu și muzica mea. Se odihnea Romina, pentru că ea a venit în scaun cu rotile. Și a spus, vreau să cântăm muzică clasică. Și a început să cânte. Tot felul, de la Lucio Dalla, Caruso, da. Ave Maria. Da, da, știu că am fost în sală, dar trebuie să le spunem și oamenilor, da. Băi, tu ai văzut cum a cântat? Da, senzațional. Domnule, dar ce voce! Și piesa din repertoriul lui Michael Jackson a fost foarte bine făcută în duet cu Romina, da. Totul a Say fost be there, sau cum se numește, da. Domnule, de altfel, momentul acela a ridicat sala în picioare. Momentul acela al lui cu muzica. În care el a îngenunchiat... După moment, mă rog. A fost foarte frumos, emoționant momentul. Mă bucur că îți place Albano și Romina Power. Dar nu o să încheiem emisiunea asta cu Albano și Romina Power. Te rog, pe care eu îi ascult frecvent. Îmi place Demis Roussos, îmi place Albano, îmi place Toto Cutugno. Muzica italiană, ador muzica italiană. Sunt fan Tina Turner. E mic, am autograf de la Tina Turner prin fan clubul de la New York. Da, atât de fan. Obsedat am fost de Tina Turner. Deși nu prea ascultam genul acesta de muzică, dar îmi plăcea ea, forța ei, temperamentul. Ai cântat cu Tina, ei, cu Tina din România. Cu Tina, probabil. Nu, cu Tina din România, Mirabela Dauer. Ea la Pugacior. Nu, ea se consideră Tina a României. Da. Îi place să se considere Tina, pentru da. Pentru că se nasc mai greu astfel de voci guturale, cum e Ala Pugaciova, Tina, cum e Mirabela la noi în România, Doamne. Mirabela i-a dat Dumnezeu în gât o perlă pe care trebuie să-și o păstreze atât cât se poate, pentru că este unică. Hai să-ți mai spun ce artiști îmi plac. Bine, îmi plac artiștii ruși, asta e ce să fac, sunt geniali. Muzica și arta n-au nicio legătură. Adică, Doamne, sunt acolo niște artiști formidabili, Doamne, mă uit la spectacolul lor și nu-mi vine să cred că noi trăim în România. Ce faci weekendul ăsta? Ce să fac weekendul ăsta? Weekendul ăsta am eveniment la Botoșani. Acum am singura zi în care sunt în București. După aia gata, am terminat definitiv. Deci noi te-am prins așa la... Păi acum plec pentru că filmez Crăciunul la Favorit TV, la emisiunea mea. Deci la emisiune Favorit. Și la TVR și la Favorit? Da. Serios? Da, în două locuri. Și nu se supără televiziunea Favorit că e și la TVR și TVR-ul că pentru că și nu la... este o concurență cu TVR-ul. Asta a fost condiția când am ajuns la TVR. Este o emisiune strict de muzică folclor, de populară. Și atunci nu sunt săptămânal. O săptămână da, o săptămână nu. Și atunci n-am cum, pentru că sunt de 15 ani la... Da, tot cu doamna Herța. Da, n-am cum să nu fiu acolo, că îmi e prietenă și asta e situația. Dar nu este un concurent favoritul pentru televiziunea română. Eu nu sunt doar pe TVR2. Emisiunea Drag de România mea se difuzează și pe TVR Moldova și pe TVR Internațional și pe TVR2 în reluare. Suntem de vreo 10 ori pe săptămână. Peste tot. De asta vreau să apar mai rar la alte emisiuni, pentru că numai cine nu vrea nu mă vede. Da, știi? Eu mă bucur că te-am prins și anul ăsta. La anul poate, uite, facem întâlnire așa în vară, să vorbim și de muzica de vară. Îi spuneam Dianei mai devreme că ești singurul artist care are piese pentru fiecare sezon. Așa e. Deci te-ai lansat cu piese latino sub numele de Fuego. Da. Piesele romantice pentru toamnă. Ai colinde și piese de sezon pentru decembrie și pentru toate sărbătorile lui ianuarie. Și când vine primăvara,
Sărut femeie mâna ta. Sunt totuși primăvară. 600 de cântece. Dumnezeule, îmi e foarte greu să interpretez într-un spectacol o oră de concert. Mi-e greu și tot timpul aleg și unii sunt nefericiți pentru că nu-și ascultă tot repertoriul meu. Dar ce vreau să vă spun este faptul că vă aștept pe 2 decembrie la Sala Palatului și în turneul național Stai cu mine de Crăciun în orașele mari ale României. Vă mulțumesc pentru că mi-ascultați muzica și sunt fericit de fiecare dată când pot să vorbesc cu publicul meu, iar toate informațiile mele utile sunt în fiecare zi pe pagina mea oficială de Facebook. Eu sunt cu Facebook, nu sunt cu Instagram-ul și cu TikTok. Da, poate să faci și Instagram. Am Instagram, dar nu prea rezonez cu asta. Deci eu sunt cu mai bine. Facebook-ul, cu Paul Surugiu Fuego oficial, Facebook-ul cu Bulina Albastră, sunt eu acolo. E greșit să te trecem în sistem așa numai Fuego. De acum încolo trebuie să trecem Paul Surugiu Fuego, da? Paul Surugiu Fuego. Vrei să difuzezi ceva la final cu mine? Da. Vreau să difuzez ce vreau eu acolo, ce văd acolo? Da. Uite, de exemplu, glas de Colindă. Este superb. Așa facem. E am vrut să pun ceva de la domnul Doga, dar dacă îți dorești tu glas de Colindă, da, uite, așa știi facem. De ce? Punem pentru că deja se Colindă. Am intrat în postul Crăciunului. A, serios? Deci putem merge cu... Până pe data de 6 ianuarie. Aduce sorcova cât mai este Paul Surugiu. Mulțumesc și mă iubesc. Ne reauzim, dragilor, și luni de la 10 de 10 ori România, tot aici, pe frecvențele regionale Radio România. Răzvan Petre sunt eu, vă doresc o zi perfectă și plină de zâmbete, cu mult soare, dacă nu pe cer, măcar în suflete. Rămâneți înțelepți și înțeleși, aveți grijă de voi și mai ales de ceilalți. Bye, bye!